Viața nu este un rol. 10 ani am tot încercat să mă las de fumat, dar de fiecare dată deveneam nervos, agitat, irascibil. N-am crezut niciodată că poate fi mai ușor să te lași de fumat. Claudiu a reușit. Poți și tu. Adresează-te centrelor de sănătate antifumat care există acum și în România. Sună la numărul de telefon afișat sau accesează site-ul nututun.ro. Găsit la vremea de acasă. Tare ne mai ține în șah vremea asta, când se face cald, când se supără gerilă și ne mai îngheață un pic peisajul. Până la urmă, tot vine ea primăvara. În Ardeal se mai răcește un pic, dar nu prea e să vezi nori pe cer. Noaptea se anunță ger și multe stele. Banatul va avea de tras cu nori, care vor fi insistenți pe aici. Și temperaturile mai scad un pic, dar nu cât să îți scoți din nou cojocul. În sudul țării vremea va fi cu adevărat primăvăratică, nu mai să dureze, ceea ce nu prea cred. În fine, vei avea soare, temperaturi măricele și un vânt plăcut. În Dobrogeab, când se înseninează, când se adună norii și dacă îți spun că sunt șanse de ninsoare, probabil că nu mă vei crede. În orice caz, vremea va fi schimbătoare. Se strică un pic vremea și prin est. Specialiștii zic că o să ningă chiar. Adevărul e că pe aici se face mai frig și cu greu se vor înregistra 2-3 grade. În București vremea se mai răcește un pic, dar va rămâne destul de însorită. Va sufla vântul, se vor ivi și norii, însă de precipitații nu se spune nimic. Ne așteaptă o perioadă instabilă. Începând de mâine, presiunea atmosferică va începe să crească, nu pentru multă vreme însă. La munte vreme superbă, nu vor fi cine știe ce ninsori, dar nici nu e în pericol stratul existent. Dacă vrei să mergi la schi, acum e momentul. Nu se știe cât o să mai țină iarna pe creste. Așadar, ziua de mâine ne va aduce în mod sigur o răsturnare de situație. Prea a fost frumoasă vremea astăzi. Undeva trebuie să existe o compensație. Să vedem acum ce se va întâmpla în următoarele 3 zile, din punct de vedere meteorologic, evident. Sâmbătă va fi cald și frumos pe afară, nu va fi foarte cald, dar nici nu vei dârdâi ca mai acum o săptămână. Duminică se va încălzi în mod simțitor, nu conta totuși pe soare și cer senin. Jumătatea vestică va fi acoperită de nori și ar putea să mai ningă puțin. Luni o să ne apropiem și mai mult de primăvară, însă nu fi prea sigur că se instalează imediat. Până atunci, gata cu vremea! Acum urmează horoscopul. Berbec îți poți permite un cadou și persoanei iubitei poți face unul pentru că bugetul e încă stabil. Taur, în plan sentimental, te paște o schimbare, poate și un scandal. Altfel, totul se menține în zona obișnuitului. Gemeni, munca te va îngenunchea de-a dreptul. Nu știi cum s-o scoți la capăt și ți-ai pierdut simțul măsurii. Rac, surprizele se țin lanț, nu trebuie să te sperii. Te protejează cineva acolo sus. Leu, în afaceri ești sclipitor, nu pierzi niciun detaliu și ai o memorie extraordinară. Fecioară, realizezi că ești dependent de alții și încerci să rup lanțul, dar vei fi ostenit de așa efort. Balanță, ești în centrul atenției și vei fi invitat la o nouă socializare. Se pare că îi faci pe alții să se simtă bine. Scorpion, cu banii stai binișor și cred că îți poți permite un mic, dar poate chiar și unul mai mărișor. Săgetător, oscilezi încă în căutarea echilibrului afectiv. În plus, vei fi pus în situația de a lua o hotărâre importantă. Capricorn, îți merge bine și vei rezolva toate problemele doar fiindcă ai o atitudine optimistă. Vărsător, nu ești deloc la zi cu lucrările. Organizează-te mai bine. Pești, ești mare maestru în ale vorbei și grație acestei calități vei fi întotdeauna apreciat. Pe curând! Ce-i cu tine? Te doare ceva? Nu mi-e bine deloc. Mă simt așa, balonată. Și prost dispusă, nu? Da, de unde știi? Pentru că am trecut și eu prin asta. Și? Cu un Activia pe zi, în numai 14 zile, ești alt om. Hei, ai avut dreptate!
Funcționează perfect. Voi continua să-l consum zilnic. Și e foarte bun. Activia de la Danone. Este activ în interior și te simți bine. Acum ai și mai mult Activia Natur în noul pahar de 400 de grame la un preț special. Protecție osoasă pentru cei mari și cei mici cu Osteovit. Combinație eficientă și efervescentă de calciu și vitamine. Numai eu am rămas aceeași. De fapt, nici eu nu cred că sunt chiar aceeași. Dacă emisiunea e altfel, și eu o să fiu altfel. O să vezi, începând de luni la De trei ori femeie. Bună, sunt Cristina Cioran și vă aștept de luni la căsătorie de probă, acasă. Oriunde te-ai afla, efectele șamponului Clairol Herbal Essences se fac auzite. Parfumul seducător, extractele naturale de mușețel, aloe vera și floarea pasiunii, amestecul ierburilor câmpului în apa cristalină de izvor, efectul e răsunător. Dar ceea ce uimește cu adevărat e cât de mult ajungi să-ți iubești părul. Îmi aduci și mie șampon din acela? Herbal Essences, o experiență absolut naturală. Cel mai nou produs al companiei La Dorna este Lady Milk, singurul de pe piață special creat pentru femei. Lady Milk a fost lansat astăzi de Nadia Comăneci, imaginea mărcii în România, și de președintele grupului La Dorna. Lady Milk este recomandat de Centrul Național de Cercetări în Osteoporoză. Acest lapte conține calciu și vitamina D3, care ajută orice domn să reține calcium și să întărește sistemul osos. Laptele ales Lady Milk se prezintă în ambalaj Tetra Pak format subțire, cu capac ușor de folosit. Lucian Viziru vă prezintă Poveștiri adevărate. Bună ziua și bine v-am găsit acasă. Emisiunea noastră a devenit un loc în care speranța capătă formă concretă, prinde viață, un loc în care promisiunile se țin. Acasă a devenit o adevărată oază pentru cei care caută cu disperare o soluție. Părinții multor copii bolnavi au venit aici răvășiți de durere, chinuiți de îndoială. Înainte au fost la biserică și au primit încurajări și binecuvântare. Înainte au fost la tot felul de instituții și au aflat ceea ce n-ar fi vrut să audă, că nu sunt bani. Barbara Mori și Jose Angel Llamas sunt în fiecare seară numai acasă, unde aici e lumea ta. So if you tell me to stay, I'll stay. Stay. Nu e pentru cine și pentru cine. No! Meg Ryan și Matthew Broderick. Doing, you're waiting for her. Dependent de dragoste.